Militarii Armatei Naționale au desfășurat acțiuni practice în cadrul exercițiului tactic cu trupe în teren Orizont 2020 la Bulboaca. Conform scenariului, cei peste 500 de militari în termen și prin contract din Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, Batalionul 22 de Menținere a Păcii, Regimentul Rachete Antiaeriene și Centrul de Instruire al Armatei Naționale au executat trageri din armamentul ușor și greu de infanterie și din sistemele de artilerie terestră, sisteme și mitraliere de artilerie antiaeriene aeriană și aruncătoarea de granade. Programul antrenamentelor a inclus și o revistă de front a tehnicii militare din dotarea unităților. Orizont 2020 face parte din planul pregătirii de lupte al Armatei Naționale pentru anul curent și are ca scop pregătirea ofițerilor, suboficerilor și soldaților în condiții de luptă și evaluarea forțelor și mijloacelor implicate în exercițiu.